3 litera la B din codul administrativ, ale articolului 96 la fel, alineatul 1 litera Z, și a dispoziției numărul 9 din 5-a 2-a 2024 a fost invitat să participe la ședința ordinară de astăzi. Din cei 11 consilieri locali, văd că n-au spus domnul meu să postim. Da. Deci ședința este statutară. Având în vedere prevederea articolului 138, alineatul 15 din 9G57/2019, din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de vot. Acum, în conformitate cu prevederea articolului 123, alineatul 1, din codul administrativ, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședințe în vederea conducerii lucrurilor pentru 3 luni. Domnul Fraculat. Prevăzut de diaconul Nicolae. Cine este pe anul? Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu supun la vot, ca domnul diaconul Nicolae să conducă lucrările ședințe pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? 3. Da. Deci, unanimitate din vot. Domnul diaconul Nicolae, vă rog să de acolo de unde spune președinte domnul ăsta, președinte de ședință. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședințe conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Da. Proiect de hotărâri privind actualizarea statutului Comunei Ardeon, județul Bacău, inițiator primar Victor Deacon, comisia care vizează cele 3 comisii. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării documentației tehnico-economice și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeon, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, în urma modificărilor subvenite conform dispozițiilor șantier numărul 1 din 20-11-2023, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator primar Victor Deacon, comisie care analizează cele 3 comisii. 4. Proiect de hotărâre privind analiza statutului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestru 2 la anul 2023. Inițiator primar Victor Deacon, comisia care vizează comisia 1. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizației de amplasare și sau acces în și acord prealabil pentru beneficiar SC Delgaz GRI, Centrul Operațiuni Rețeale Electrice Electricitate Bacău, necesară execuție de lucrări în zona domeniului public al Comunei Ardeon pentru obiectiv îmbunătățirea nivelului de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PFA2. PFA2. Ardeon, județul Bacău. Inițiator primar Victor Deacon. Comisia care avizează, comisia 2. Punctul 6, diverse. Nu. Vezi că mai este o adresă. Este o adresă. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi. Deci da. Adresă. Da. Asta e. A, adresa numărul 60/01/2024 a Societății Naționale de Gruce Roșie, filiala Bacău și înregistrarea la UAT Ardeon cu numărul 585/01/2024. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023. Fără sumă. Ca să țin suma. Deci asta este suplimentarea ordinii de zi. Așa, inițiator primar Victor Deaconu, comisia care vizează comisia 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027, inițiator primar Victor Deacon, comisia care vizează cele 3 comisii. Supune la
spre aprobare ordinii de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de... asta s-a dus. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea statutului Comunei Ardeoan, județul Bacău. Aviz. Domnul Moise Cosmin. Comisia 2, pădurarul Remus. Comisia 3, diaconul Neculai. Aviz favorabil. Nu mai e nevoie. Se trece la următorul punct. Supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre cu privind la aprobarea modificării documentației tehnico-economice și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare fondul comun Ardeoan, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salin în urma modificărilor subvenite conform dispoziției șantier numărul 1 din 20.11.2023, precum și asumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Avize, Comisia 1, doamna Anicăi, Comisia 2, pădurarul Remus, Comisia 3, diaconul Neculai. Doamna Irasimescu, pentru a prezenta raportul de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține, se cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 al anului 2023. Aviz Comisia 1, doamna Anică. Așa. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizației de amplasare și sau acces și acord prealabil pentru beneficiar SC Delgaz Grid, Centrul Operațiunii Rețea Electricitate Bacău, necesar execuții de lucrări în zona drumul public al Comunei Ardeoan pentru obiectiv îmbunătățire nivelul de tensiune și rețea de joasă tensiune aferentă pe TA2 Ardeoan Județul Bacău. Aviz Comisia 2, pădurarul Remus. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Acum suspendăm. Suspendăm 10 minute. Până vine de zi. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023, a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de... Oricum nu-i bun. Că-i utilizarea sumei din excedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare. Deci ala acoperirii definitivă din excedent a fost prin 9 ianuarie. Dorim să solicităm sume din excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare, întrucât din veniturile proprii nu ne-am permis să facem transferuri pentru secțiunea dezvoltare, nici măcar cheltuielile de funcționare nu pot fi acoperite integral. Iar prin adresa pe care am primit-o acum de la Consiliul Județean, a fost repartizată suma de 227.000 la sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuielilor privind drumurile comunale, care se va regăsi la cheltuielile secțiunii dezvoltare și totalul cheltuielilor conform proiectului nostru de listă de investiții este în valoare de 8.662.130 lei, 3 milioane, deci 227.000
sumele defalcate din TVA pentru drumuri alocate de Consiliul Județean de la bugetul de stat, conform contractelor încheiate cu Ministerul Dezvoltării, avem de primit suma de 3.878.040 lei. Pe fonduri europene, proiectele ce se derulează prin PNRR, conform contractelor de finanțare, suma de 3.491.880 lei. Și, precum v-am spus, trebuie să utilizăm din excedent suma de 1.065.210 lei. Și să vă dau citire listei obiectivelor de investiții, nu? Da. Toate obiectivele de investiții, mai puțin ultimele două, sunt proiecte ce s-au aflat în derulare și în anul precedent și pentru care suntem obligați să continuăm finanțarea, fiind deja încheiate contracte. Și se regăsesc în listă la autorități executive, dezvoltare infrastructură de sisteme inteligente de management în Comuna Ardoan, județul Bacău. Avem o valoare rămasă de finanțat de 2.226.720 lei. Din fonduri europene se finanțează valoarea de 2.195.410 lei, 31.310 din excedent. La îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje, am aprobat deja în luna ianuarie utilizarea din excedent a sumei de 250.000 de lei. S-a finalizat acest proiect, urmează să solicităm sumele de la AFIR și apoi să utilizăm suma în alte scopuri. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale în numărul 1 Comuna Ardeoan. Mai avem nefinanțat valoare de 847.078.000 lei, din care din bugetul local 47.600 diferența din fonduri europene. La restaurare și punere în valoare monument istoric școala Leontinești. Mai avem de finanțat din contractele anterioare suma de 26.000 lei. Actualizare plan urbanistic general în Comuna Ardeoan. Mai avem de finanțat suma de 520.090 lei. 23.800 din excedentul anilor precedenți, 496.290 și rămas de solicitat din PNRR, fonduri europene. Construire instalație fotovoltaică pentru consum propriu în Comuna Ardeoan. Am propus spre finanțare 20.000 din excedent pentru avize și ce mai trebuie, că proiectul este deja depus. Așteptăm un răspuns privind aprobarea la finanțare sau nu. Înființare sistem canalizare și stație curare. Tot așa am propus utilizarea sumei de 100.000 din excedent, urmând să vedem dacă vom primi finanțare să suplimentăm și pentru diferența până la valoare de 500 și ceva de mii cât este cofinanțarea noastră. La reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeoan. A rămas de finanțat valoarea de 4.468.560 lei. 227.000 am zis că vor fi finanțați din sumele alocate de Consiliul Județean la drumuri. 3.878.040 lei mai avem de primit de la bugetul de stat. Și din excedent urmează să utilizăm suma de 363.520 lei pentru finalizarea investiției. La modernizare drum pe strada Livezilor, obiectivul a fost finalizat în anul anterior. Nu am plătit taxa către casa constructorului 0,5% din cauza restricțiilor impuse de ordonanța de urgență 19 și atunci am prevăzut acum în buget utilizarea sumei de 2.980 lei pentru a încheia plățile pentru obiectiv. Iar ca și lucrări noi, ne-am propus să facem proiectare pentru amenajare șanțuri feriate pe DC178 Leontinești. Am înțeles că din drumul național și până la pod, la Leontinești. Acolo, la Coleac. Și propun, am pus aici ca utilizare din excedent suma de 100.000 lei. În momentul în care va fi gata, vom avea un devis să vedem cât ar presupune realizarea investiției și să finanțăm diferența în măsura posibilităților. Și 100.000 lei am prins la obiectivul reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de pagubele produse în urma calamităților în Comuna Ardoan, județul Bacău.
Ăsta este un proiect pe CNI, care se află în lista sinteză. Probabil vom vedea după aprobarea lui dacă va fi finanțat integral de CNI, dar este necesar întocmirea unui DALI măcar. Posibil să ne recuperăm sau nu sumele, vedem în funcție de deviz în ce costă cofinanțarea noastră. Și cam în asta consta cheltuielile la secțiunea dezvoltare. Da, mulțumim doamnei și doamna Cisan. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027. Avize Comisia 1, domnul Moise Cosmin, Comisia 2, domnul Păduraru Remus, Comisia 3, domnul Iacomul Neculai. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, deci la secțiunea dezvoltare v-am prezentat detaliat toate obiectivele și tot ce urmează să fie cuprins în cadrul acestei secțiuni, la punctul anterior. Iar în ceea ce privește estimările pentru anii 2025-2026-2027, am prins pe fiecare an în parte investiții în valoare de 625.000 lei. La secțiunea funcționare avem venituri prognozate în valoare de 4.574.430 lei, aceeași valoare și la cheltuieli, bugetul trebuind să fie echilibrat pe secțiunea funcționare. Și aici nu știu dacă vreți să vă dau citirile pe fiecare capitol în parte, ce da, nu cred că e cazul, că e important, da. Sumele alocate, dacă nu știu ce doresc dumneavoastră să vă mai aduc la cunoștință. Da. Mulțumim doamnei Jideu Narcisa, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă vine cineva. Adresa cu numărul 60-01-2-2024 a Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Bacău, și registrată la UAT Ardeoan cu numărul 585-01-2-2024. Deci aici e vorba că... Deci... Crucea Roșie ne-a trimis care fiecare dată la început de an câte o adresă să devenim și noi membri la Crucea Roșie. Și poate aici au pus și un tabel în funcție de fiecare comună, în funcție de numărul de locuitori, să aprobe o cotizație. Iar noi, de exemplu, ca număr de locuitori, suntem între 1.500 și 3.000. Și spune suma propusă de ei ar fi 2.000 sau 3.000 de lei. Acum, dumneavoastră, dacă considerați că vrem să devenim membri ai Crucii Roșii și să cotizăm cu suma 2.000 sau 3.000 de lei anual, îmi dați acordul, și după care să intrăm un proiect de hotărâre care să adoptăm și cotizația pentru Crucea Roșie. Nu e rău, dar mai beneficiezi, să zic, mai la un număr, mai bine. Acum, dumneavoastră, dacă considerați că da, eu... În 2000 de lei? Da, eu sunt puțin sceptic cu ONG-urile astea, nu am avut niciodată încredere în ele și noi, când am fost vai de capul nostru și am fost în insolvență, nu ne-a trezit nimeni niciunul. Și am avut și noi calamități, am avut... N-a venit nimeni să ne ajute așa, să aruncăm niște bani. Vin în fiecare an, știu, din experiență, că tot vin solicitări. Nu le-am dat niciodată, nu văd rostul, de ce le-am dat așa cu părerea mea. Mulțumesc. Ești un prelatent? Da, ai un beneficiu, da, nu ai. N-ai niciun beneficiu. Dacă n-ai niciun beneficiu, la ce să iei? Adică ONG-urile astea sunt praf în ochi, știi? Da, ONG-ul, deci nu am venit așa. Facem două, trei poze, uite că ajutăm, dar lăsăm de la 1000 de persoane. Îți fac lucrurile astea, îți promite și pleacă, dar adică nu cred că cetățenii noștri
No. Tu pliți un bidon de ulei și de un chel de faină sau... Da. Sau... Apă. Ah, ești misterios. Da. Nu, dacă spui NGO de asta... Nu auzi niciun NGO de asta prin satele de la noi să vină că uitime. S-a dus la un bătrân și-o băt la poate. Păi și în altele, care nu au avut că numai minuni. Deci de celul cer, dar din... Deci în concluzie. În concluzie... Nu suntem de acolo. Suntem buni la vot. Buni la vot. Cine este... Pentru ca să inițieze un proiect de hotărâre cu privire la a deveni membri la Crucea Roșie. Cine este pentru? Nimic. Cine este împotrivă? Dacă s-ar cine ține, că nu o să adopt un proiect. No, da, fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței.